Valentin Lazea, economistul șef al BNR, care susține că deficitul bugetar ar putea scădea prin introducerea săptămânii de lucru de patru zile pentru angajații de la stat. Până aici, pare bine, nu? Muncesc mai puțin, sunt mai eficienți, numai că propune în același timp și o micșorare a salariului. Acesta a explicat că din 2021 vor crește cheltuielile nesalariale, cum ar fi cele cu dotarea spitalelor, a școlilor, cele cu infrastructura și altele și prin urmare e nevoie de economii. Se pot imagina soluții pentru că nu este deloc normal ca salariul mediu bugetar să fie mai mare decât în mediul privat, a spus acesta. Soluția lui e săptămâna de lucru cu 4 zile și reducerea cu 20% a salariului bugetarilor. Vezi, aici apar acele mesaje care par așa a conține un adevăr, dar de fapt sunt false. Sigur că dacă lucrezi în domeniul privat și vezi o știre de genul ăsta care spune că bugetarii câștigă mult mai bine decât tine care lucrezi în mediul privat, primul instinct ar putea fi a, mama lor de bugetari, de ce câștigă ei mai bine decât mine? Și parțial ai dreptate. Dar hai să vedem unde e de fapt problema. E problema că bugetarii câștigă mai bine decât oamenii din privat? Sau problema ar trebui să fie rezolvată tocmai de mediul privat. N-ar trebui cumva salariile din mediul privat să fie mai mari? Hai să nu le, să nu le aducem pe cele din sistemul public la același nivel cu cele din privat. Hai să facem invers. Cele din privat să ajungă la același nivel cu salariile bugetarilor. Că asta e soluția. De fapt, sigur, poți să fii nemulțumit de această situație în care la stat se câștigă mai bine. Și poți să vorbești despre oameni incompetenți, dar astea sunt probleme separate, care nu neapărat își au rezolvarea prin reducerea salariilor. Poți, sigur, e, poate fi făcute curățenie în multe domenii, se poate verifica competența sau lipsa de competență a oamenilor care lucrează acolo, dar soluția nu e să aducem salariile bugetarilor la nivelul celor din privat. Hai să aducem pe cele din privat la nivelul salariilor bugetarilor. Și oricum, situația asta în care salariile de la stat sunt mai mari decât cele de la privat se întâlnește în cele mai multe țări europene. Iar unul dintre motivele pentru care acest lucru se întâmplă e pentru că oamenii care lucrează la stat fac parte de cele mai multe ori dintr-un sindicat. Iar acea reprezentare sindicală îi ajută să negocieze condiții mai bune de muncă pentru ei. Câte sindicate avem în mediul privat? Foarte puține, în special când vorbim despre companii mari. Acolo se duc campanii adevărate când apare măcar ideea aceea de a crea crearea unui sindicat se duc lupte serioase astfel încât sindicatul să nu să nu devină realitate. Pentru că în momentul în care angajații se organizează și au o voce comună, altfel pot negocia cu conducerea companiei. Și acolo e și frica că dacă oamenii se unesc și au un mesaj comun, au, au putere în numărul lor mare împotriva conducerii. Asta e, de fapt, cred, principala diferență între angajații la stat și angajații la privat. Angajații la stat, de cele mai multe ori, fac parte dintr-un sindicat. Angajații de la privat nu au o reprezentare sindicală într-o proporție foarte, foarte mare. Acolo ar fi diferența. Acolo ar fi puterea. Și, sigur, pot să-mi dai exemple de sindicate proaste, de mesaje proaste venite din partea sindicatelor. Sunt convins, dar asta nu... Înseamnă că sindicatele nu au un rol important în această relație dintre angajat și angajator. Altfel ar fi echilibrul puterii, pentru că tu, ca un simplu angajat, nu ai putere de negociere prea mare. Dar, în schimb, dacă ai avea un sindicat care să te reprezinte, ai avea, ai avea cu totul altă poziție de negociere cu compania la care lucrezi. Aici e problema și aici ar trebui insistat să înțeleagă și angajații din privat că doar organizându-se împreună pot negocia alte condiții de muncă mai bune în viitor. Fiecare pe cont propriu, așa divizați, nu avem, în mod clar, nu avem șanse de reușită. Doar împreună pot obține condiții mai bune de, nu de muncă, salarii mai bune, multe lucruri mai bune în anii ce vor urma. A venit și replica purtătorului de cuvânt al Băncii Naționale a României după această idee prezentată de Valentin Lazea. Purtătorul de cuvânt, Dan Suciu, a spus că deși acesta a propus tăierea salariilor bugetare, măsura nu este o propunere oficială a Băncii Centrale, și că oricum nu la a decide cum se va reduce deficitul bugetar în 2021. S-au distanțat de el, dar ideile astea uh, nu vin dintr-o singură direcție. Sunt mulți oameni cu astfel de idei, măsuri de austeritate pentru 2021.